Președintele Partidului Mișcarea Populară Suceava, Marian Andronache, a anunțat obiectivele partidului pentru alegerile locale din această vară. Popularii își propun să obțină 5 funcții de primar, 15 viceprimari, 200 de consilieri locali și 3 consilieri județeni. PMP și-a stabilit deja candidații în 80 dintre cele 114 localități din județ. Intrăm în linie dreaptă pentru alegerile locale. Iar obiectivul Partidului Mișcarea Populară este un scor electoral de 2 cifre, targetul nostru plus 10%. Este un obiectiv realizabil. Scopul nostru este de a, după aceste alegeri locale, de a intra în Consiliul Județean. Dacă ne conservăm aceste 18.000 de voturi și eu sper lucrul ăsta, chiar să ne mai vină ceva voturi în plus, la peste 20.000 de voturi, sunt convins că vom avea 3 consilieri județeni și vom avea un cuvânt de spus pe scena politică a județului Suceava. În momentul ăsta avem 71 de consilieri locali. După alegerile locale, sunt convins că numărul de consilieri va crește considerabil, un target de peste 200 de consilieri locali. Avem 5 viceprimari, dar cu siguranță vom avea peste 15 viceprimari după alegerile locale. Avem un primar, îl cunoașteți cu toții, primarul de Pojorâta, Bogdan Codreanu, care 100% va fi în continuare primar PMP, dar sunt convins că peste 5 primării vor fi conduse de primarii Partidului Mișcarea Populară. Ne batem să propunem cei mai buni candidați și avem deja peste 80 de candidați la primăriile din județ, cu acoperire în toate zonele județului și suntem hotărâți să facem performanță în acest an electoral. Avem deja peste 1500 de candidați la consiliile locale din județ și numărătoarea, bineînțeles, continuă. La conferința de presă au fost prezentați candidații Partidului Mișcarea Populară pentru funcțiile de primar în orașul Frasin și comunele Marginea și Mănăstirea Humorului. Am ales PMP pentru a candida la primăria orașului Frasin, pentru a face o schimbare. Pentru că orașul Frasin față de orașul vecin Gura Humorului este undeva la periferie, cum se spune. Încercăm să facem o schimbare, încercăm să atragem fonduri europene care nu s-au atras la Frasin, au fost doar proiecte guvernamentale prin investițiile care s-au făcut și este un oraș care este în moarte clinică, cum se spune. Am ales continuarea drumului politic în Partidul Mișcare Populară Suceava, întrucât în acest partid și în ceea ce gândesc colegii mei și domnul președinte, m-am regăsit în continuare activității mele politice, ca fiind un om cu o opinie politică și o opțiune clar definită de dreapta. Consider eu că drumul ales de actuala administrație comună Mănăstirea Humorului este un drum care duce spre nicăieri. Deviza mea este în felul următor: redeschidem administrația locală pentru oamenii din sat, redăm primăria oamenilor și repornim motoarele primăriei pentru oameni. Am ales să candidez pentru funcția de primar pentru că la Marginea este nevoie de o schimbare și acest lucru se vede la nivel local. Sunt convins că această schimbare sunt eu, atât datorită faptului că am fost consilier local independent în perioada 2012-2016, când am obținut un rezultat foarte bun. Voturile care le-am avut, au fost cât pentru 3 consilieri. Sunt tânăr, ambițios, putere de muncă, adaptabil oricăror condiții. Nu sunt un bun orator, dar sunt genul de om care urmește treburile și sunt foarte fericit să fac parte dintr-o administrație eficientă.